Războinicii au luptat cu determinare pentru a primi mesajele audio din partea persoanelor iubite din România. După o bătălie crâncenă pe teren în jocul de comunicare de astăzi, războinicii au reușit să câștige miza extrem de importantă pentru moralul lor, mesajele audio din partea celor dragi și iubiți de acasă. După o serie de 4 jocuri câștigate consecutiv în această săptămână, războinicii au reușit să câștige jocul de comunicare de astăzi și s-au bucurat enorm pentru faptul că au putut primi informații cu efect tămăduitor pentru suflet din partea celor mai iubite persoane din viața lor. Pentru câteva minute, toți concurenții au uitat parcă faptul că menirea lor în competiție este să lupte și să fie puternici și au picat pradă emoțiilor, dorului de casă și de cei dragi, și lacrimilor, care i-au cuprins rând pe rând atunci când au ascultat mesajele din partea persoanelor speciale din viața lor. Mulți dintre războinici au primit mesaje audio din partea unor prieteni foarte apropiați care le-au transmis informații de acasă și i-au încurajat pentru a merge mai departe în competiție. Însă, de departe, cele mai emoționante momente au fost cele în care unii dintre concurenți au primit mesaje din partea soțiilor, iubitelor sau iubiților. Starlin, Sorin și Musti au izbucnit în lacrimi de dor atunci când au ascultat mesajele înduioșătoare trimise de femeile iubite din viața lor.